Slăvit să fie Domnul în această seară. Amin. Suntem înaintea lui Dumnezeu și vrem să și încheiem la timp, la ora 6 să fim gata și cu spălarea de picioare. Amin. Așa. Ca nimeni să nu se poticnească. Slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să fiu cât de scurt posibil, să nu mă găsesc în poziția unui predicator care se zice că într-o parabolă a ajuns înaintea lui Dumnezeu și era în linie. Și era în spatele unui taximetrist și acest om vorbitor a spus: Doamne, dar de ce eu sunt eu în spatele acestui om care a fost un taximetrist? Și i-a fost spus că el când mergea, oamenii se rugau, dar tu când vorbeai, oamenii dormeau. Deci, o diferență mare. Deci eu vreau să fiu în poziția lui și vreau să fiu cât mai scurt, cum spune fratele Cornel, cât mai concis, ca biserica să se zidească și cuvântul lui Dumnezeu să fie slăvit. Aleluia! Aleluia! Suntem la o sărbătoare mare, cum a spus și fratele Mihai, că Cina Domnului este cea mai sfântă sărbătoare pe care biserica o sărbătorește. Ne amintim de Domnul Iisus Hristos, ne amintim de unde ne-a scos El, ce a făcut El pentru noi, și spune Iisus să vă aduceți aminte până la sfârșitul zilelor. Slăvit să fie Domnul! De aceea apostolii în vechime se întâlneau în fiecare zi. Atât de important era spălarea picioarelor și frângerea pâinii pentru ei. Era o întâmplare zilnică, de aceea este bine ca noi, măcar o dată pe lună, să nu lipsim de la cina Domnului. Să nu lăsăm ca diavolul să ne ispitească înainte de cina Domnului. Pentru că sunt foarte mulți oameni. Mi-aduc aminte din Moldova, oamenii care au mai în vârstă, oamenii care mergeau la cei care se cheamă ortodoxi, femeile mai în vârstă care spune că înainte de cina acolo îmi făceau ei, se pregăteau și dacă câteodată se mai băgau o mâță înaintea lor și începeau să blesteme toată lumea. Fraților, să nu lăsăm ca lucrurile mici să ne fure pacea din inima noastră. De multe ori când postim, atunci diavolul vine la noi și ne ispitește în tot felul. Suntem plini de nervi, suntem plini de iuțime, chiar înaintea cinei Domnului și apoi venim la biserică și spunem că eu nu sunt pregătit, nu vreau să păcătuiesc înaintea Domnului. Problema este că de zeci de ani sau de zeci de luni sunt mulți oameni care zic același lucru. Nu merg la biserică pentru că am păcătuit înaintea Domnului, sunt murdar și nu vreau să merg la biserică. Și dacă tot spui același lucru și ți împetrești inima, cum a făcut-o și Faraon, ce se întâmplă într-o bună zi? Dumnezeu nu-ți mai dă nicio șansă pentru că de prea multe ori îl refuzi pe Dumnezeu. De câte ori l-a refuzat Faraon pe Dumnezeu? De 10 ori. Și de fiecare dată când îl refuzi pe Dumnezeu și îți împietrești inima, inima ta se face tot mai groasă, tot mai împietrită și tot mai greu îl auzi pe Dumnezeu. Până într-o bună zi, când nici măcar că nu-l auzi pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să rămânem aproape de El și să ne apropiem de cina Domnului. Cu frică și cu tremur. Cum a citit fratele păstor din Psalmul, ne spune: bucurați-vă tremurând. Și cred că acest verset se leagă cu alt verset care spune că Dumnezeu nu ne place când noi împletim sărbătoarea cu nelegiuirea. Adică bucurați-vă că aveți viață, bucurați-vă că sunteți sănătoși, dar în același timp tremurați pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și dacă greșiți înaintea Lui, să știți că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Bucură-te că ai bani, dar tremură că dacă nu ești atent, poți ajungi să fii homeless, boschetar. Yes. Bucură-te că ești sănătos, dar dacă nu ești atent înaintea lui Dumnezeu, poți să devii bolnav într-o singură zi. Bucură-te că ai părinți și ai familie, dar într-o singură zi viața ta se poate schimba. De aceea Dumnezeu zice: bucurați-vă tremurând, pentru că viața voastră nu o aveți în mâna dumneavoastră. Ci Dumnezeu este Cel care vă ține în mână, slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm de multe ori când în viața noastră avem asigurare. Fiecare parte dintre noi căutăm să fim asigurați că avem un lucru bun,
că avem health insurance, dacă ceva se întâmplă să nu plătim toată viața bilurile. Însă, câți dintre voi aveți o viață asigurată în Domnul? Că știți că trăiți biblic, slăviți să fie Domnul. Și cina Domnului, în primul rând, este pentru cei ce trăiesc biblic. Dacă n-ai trăit biblic, nu ai dreptul să te împărtășești cu sângele și cu pâinea care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos. Cei care trăiesc biblic și care respectă pe Domnul Iisus Hristos pot să se apropie de cina Domnului, slăvit să fie Domnul. Biblia ne spune, în primul rând, că trăirea biblică asigură o viață lungă. Trăirea biblică asigură o viață lungă și cuvântul Domnului spune în Proverbe 3 cu 1 la 2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace, slăvit să fie Domnul. Câți dintre voi vreți zile lungi pe pământ? Ridicați mâna. Eu cred că mulți dintre noi dorim zile lungi pe pământ mai mult decât cele mai multe lucruri. De aia, de multe ori, când avem o bubiță mică, mergem la emergency, vrem să trăim cât mai mult posibil. Și nu este un lucru rău. Este un fel de mecanism care Dumnezeu l-a pus în noi ca să trăim cât mai mult, dar să trăim cu folos, fraților. Pentru că sunt o grămadă de oameni care trăiesc și își rot pantalonii, dar trăiesc degeaba. N-au niciun scop, n-au niciun țel, au ajuns la 80 de ani, au ajuns cu bulbuci la nas și n-au făcut mai nimic în viața lor. Te uiți în drumul lor, poate doi copaci sădiți, dar ce-a mai făcut pentru Dumnezeu, nimic nu se știe. Dumnezeu vrea de la noi fapte vrednice de pocăința noastră. Amen. M-a spus și Vitalic să fim călăuziți de Duhul. Nu doar să credem în Duhul. Pentru că sunt mulți din aceștia care cred, dar nu sunt la biserică. Ei cred cu 100 de dolari și cred că aceasta îi vor scuti de pedeapsa viitoare. În niciun caz. Poți să mergi în fundul iadului cu o credință falsă și cu 10.000 de dolari dați timp de 80 de ani la biserică. Lucrul acesta nu te ajută la nimic. Spune Biblia: Fiule, dă-mi inima ta, slăvit să fie Domnul. Yes, yes. Sunt mulți oameni care încearcă să-și lungească zilele prin dietă. Au tot felul de diete, prin sport, prin alimentație, prin lucruri de astfel și sunt lucruri bune, fraților. Dar să știți că ultimul și primul cuvânt în viața ta și în viața mea l-are Dumnezeu. Amen. Dumnezeu spune că păcatul scurtează viața, iar neprihănirea o lungește. Și ce spune Biblia despre respectarea părinților? Fiule, respectă-l pe tatăl și pe mama ta ca să trăiești multe zile pe pământ și să fii fericit. Amen. Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Trăirea biblică, fraților, în cumpătare și neprihănire ne dă o viață lungă și fericită pe pământ. De aceea, dacă până acum am trăit o viață care nu a fost după cuvântul lui Dumnezeu, nebiblică, și poate am mai tăiat din anii noștri care trebuiam să-i avem, totuși să nu continuăm să-i tăiem, ci să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea o viață lungă și frumoasă pe pământ, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. În al doilea rând, trăirea biblică, fraților, ne asigură o minte sănătoasă. O minte sănătoasă. Proverbe 3 cu 4 spune: Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aleluia! Boala secolului sau boala ultimilor 100 de ani, aș zice că este boala mentală. O minte bolnavă. Nu puteți să spuneți că oamenii care ne înconjoară, care de multe ori vedem, bărbați care umblă cu fustițe și cu tot felul de nenorociri, nu putem să spunem că acești oameni sunt sănătoși. Oamenii care își schimbă înfățișarea și în loc ca să arate ca creatura lui Dumnezeu,
arată ca niște animale, ca niște porci, pentru că și-au pierdut mințea, s-au pierdut mințele. Dumnezeu ne cere ca noi să avem o minte sănătoasă. Și o minte sănătoasă se capătă nu prin alte cărți care te încurajează să faci nebunii, ci prin cartea care se numește Biblia, care ne dă o minte sănătoasă, slăvit să fie Domnul. Creștinismul autentic, fraților, începe cu vindecarea minții noastre. Dacă cu adevărat te-ai pocăit, nu mai poți umbla cu țigara în mână și cu păhărelul toată ziua întreagă. Pentru că Dumnezeu te vede. Așa-i. Dacă te-ai pocăit cu adevărat, mintea ți s-a schimbat și nu mai poți să bârfești, să urăști și să dorești rău fratelui tău. Yes. Dacă ai o minte sănătoasă, se simte și se vede. Se vede viața ta schimbată. Aleluia. Dar cei care sunt falși, îi vezi și îi cunoști. Yes. Și de multe ori ne este greu și ne este lesne și ne este rușine să-i confruntăm. Că sunt de-ai noștri, sunt verișorii noștri, sunt frații noștri, sunt părinții noștri și ne este greu să le confruntăm. Dar le vedem că sunt oameni falși. Dar pentru că ne sunt familie, îi mai îngăduim și mai acceptăm pentru că sunt de-ai noștri. Dumnezeu ne cere ca să certăm pe frații noștri și să le tragem la răspundere. Pentru că așa a spus Iisus. Amin. Amin, așa. Voi nu știți, i-a spus Iisus tatălui său și mamei sale, voi nu știți că eu trebuie să fiu în casa lui Dumnezeu? Dar unde m-ați vrut? Pe unde? Prin piață? Să vând pește? Eu trebuie să fac cuvântul și trebuie să fac lucrarea lui Dumnezeu în casa lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Așa și noi. Dumnezeu ne cere ca să certăm pe cei din familie, să-i tragem la patru oaci și să-i întrebăm. Tot cu țigara în mână ești. Ce faci? Te duci în fundul iadului, mă omule. Leapă de băutura, leapă de prostia din casa ta și apucă-te de Dumnezeu că te prinde somnul și te prinde iadul. Slăvit să fie Domnul. Amen. Trăirea biblică, fraților, ne dă o minte sănătoasă și aș vrea să cred că toți din biserică avem o minte sănătoasă. Amen. Și dacă cineva dintre noi a mai lăsat un procentaj din minte să mai aparțină lumii și un pic din mintea noastră mai este putridă și miroase rău, Dumnezeu să ne ajute să o tăiem afară. Amen. Și să lăsăm ca întreaga mintea noastră să fie a Domnului, slăvit să fie Domnul. Amen. Ajută-ne, Doamne. În al treilea rând, fraților, trăirea biblică aduce sănătate trupească. Amen. Aduce sănătate trupească. Proverbe 3, 5 la 8 spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale, slăvit să fie Domnul. Amin. Fraților, o minte sănătoasă produce un trup sănătos. Amen. Câți oameni ne-am întâlnit noi că din cauza stresului au ajuns să fie bolnavi? Din cauza stresului merg oamenii la emergență și nu au oamenii ce să le facă. Le bate inima în piept repede pentru că nu au înțeles că Dumnezeu le-a spus că ziua de mâine are necazul ei și nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați că ce veți mânca, ce veți bea, pentru că Dumnezeu se îngrijește de voi. Yes, yes. Dar dacă tu alegi să te îngrijești, tu iei locul lui Dumnezeu și El spune că te-ai băgat înaintea mea. Tu te îngrijești, te las pe tine. Deci, yes. De ce ai ajuns în mocirlă? Și Dumnezeu vrea astăzi să-ți dea sănătate corpului tău. Amin. Dumnezeu îți promite sănătate dacă tu trăiești o viață biblică și dacă ai o minte sănătoasă, slăvit să fie Domnul. Trăirea biblică înseamnă viață din belșug. Păcatul însă te îmbolnăvește. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns în păcate grave pentru că l-au necinstit pe Dumnezeu. Au luat cina în chip nevrednic, știind că au făcut lucruri scârboase înaintea lui Dumnezeu și totuși au crezut că vin la biserică fără să-și ia iertare de la cei care au supărat, doar gândindu-te la Dumnezeu și cerându-te iertare superficial, fără să plângi, fără să-ți pară rău de păcatul tău, crezi că Dumnezeu este doar
o mașină de spălat hainele. Fraților, Dumnezeu vrea ca noi să ne căim de păcatele noastre. Amin. Și să nu le mai facem. Amin. Cum spunea fratele Cozac, păcatul, păcătosul să-și mărturisească păcatele și să nu le mai facă, slăvit să fie Domnul. Amin. Și dacă vom face așa, dacă ne vom căi de păcatele noastre, Amin. Dacă vom da mâini de pace între frați, între surori, dacă vom recunoaște că, Doamne, până acum am fost invidios, m-am uitat la sora mea ca fiind mai urât ca mine, m-am uitat la fratele meu că este mai josuț ca mine și dacă l-apuc, l-arunc. Dumnezeu să ne ajute ca să nu avem aceste gânduri de înălțare, pentru că înălțarea te duce în groapa celor morți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragostea, fraților, iertarea, neprihănirea sunt producătoare de vindecare în corpurile noastre. În loc de ură să avem dragoste, în loc de neiertare să avem iertare, în loc de păcătoșenie să avem neprihănire, și atunci toate bolile din corpul nostru vor dispare și atunci va dispare boala din trupul tău și Iisus Hristos te va vindeca și vei fi complet vindecat. Amin. De multe ori mă gândeam de ce mulți oameni vin la rugăciune de zeci de ori, de mii de ori și vin cu aceleași probleme și nu se vindecă. Problema că ei vin cu aceleași păcate. Păcate nemărturisite Domnului, trăiesc în aceleași pofte, în aceleași patimi și Dumnezeu nu poate să le vindece, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu curat, al curățeniei, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. În al patrulea rând, fraților, trăirea biblică aduce viață veșnică, slăvit să fie El. În Ioan 5:39, cuvântul spune: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Amen. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Aleluia. În 2 Timotei spune: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Amen. Când hotărăști să trăiești biblic, frate și soră, când primul lucru pe care îl vei face este să-L inviți pe Hristos în viața ta ca Mântuitor și Domn, când te pocăiești, atunci începe viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Și vrem ca în această seară să ne apropiem de Domnul cu frică și cu tremur, să nu ne apropiem cu ușurință, să nu ne apropiem ca de un om, ci să ne apropiem ca de Dumnezeu. Pentru că El este un Dumnezeu al dragostei, este drept, dar este și un Dumnezeu care poate să omoare și a murit pe Anania și Safira, este și un Dumnezeu care l-a omorât pe Urie, este și un Dumnezeu care poate să facă lucruri mari, care produce întristare, dacă nu știm să ne apropiem de El cu cinste, cu gravitate, cu greutatea minții și cu lepădare de sine. Și dacă ne apropiem cu lepădare de sine și suntem curați, atunci minunile Domnului pot să vină în biserica noastră. Atunci șchiopii vor merge, orbii vor vedea și diabetul va dispărea. Dar până să dispară diabetul și păcat și boala din biserica noastră, mai întâi să dispară ura și să vină dragostea Domnului. Amin. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.